Iată, astăzi suntem la așa un an, deja au trecut 80 de ani și vrem și noi să discutăm pe această temă. Iată, avem și deja primii participanți, este vorba de domnul Ion Guzun, care deja am discutat cu el și a hotărât să participe la discuție. Este și va participa la discuție în această seară și jurnalistul și activistul civic Oleg Brega. Bună seara, domnul Oleg. Iată, ce părere ai dumneavoastră, ce reflexii ai privitor la această dată, să zicem, tristă din istoria Basarabiei, 80 de ani de la înstrăinarea acestui petic de pământ al României Mari. Bună Bună seara! seara! Se aude cu Mă ecoul la bucur dumneata că și o să te rog sau să folosești căști sau să dai sunetul mai încet și să faci o precizare unde anume transmiți în direct chestia asta. Că noi suntem, iată, trei în discuție, dar nu știu unde transmiți, că pe Facebook n-apare, poate pe canalul tale de YouTube, dar n-am verificat. apare numai pe canalul de YouTube al meu. Am încercat să difuzăm pe Facebook. Dacă tu știi cum, poți să retransmiți sau să copii link-ul și să-l retransmiți și pe Facebook, fiindcă toată ziua am încercat și n-am izbutit. Știi și tu că undeva vreo 7 luni am fost într-o situație așa mai interesantă pentru mine. Am abandonat lupta politică într-un fel, știți, și coronavirusul, dar deja pe 10 iulie în Franța deja nu mai sunt măști de respirație, totul revine 100% la normal. Am început și eu să revin la viața activă politică de înainte. Iată, Oleg, te rog, dacă poți să ne ajuți cu partajarea link-ului pe Facebook, o să fim foarte mulțumiți. Până fac o transmisiune live pe Facebook, am început înregistrarea și deci am fișierul în computer și acum și poate îl bag pe Facebook, dar să revenim la tema pentru care ne-am adunat, la inițiativa dumitale. Azi, într-adevăr, e o aniversare rotundă, o cifră rotundă de la al nu știu câtulea rapt al Basarabiei, nu? Pentru că primul s-a întâmplat în 1812, până atunci Basarabia n-a avut niciodată identitate. De altfel, numele Basarabia era pentru o regiune în sud, acolo, care a aparținut cândva domnitorilor basarabi ai Munteniei, nici măcar nu ai Moldovei, deci ai Valahiei, ai țării românești, acolo pe la gurile Dunării până la poate gurile Nistrului. Dar abia în 1812 i s-a dat numele Basarabia întregului spațiu între Prut și Nistru, ba și o bucată din Bucovina de Nord. Iar în 1940, când Uniunea Sovietică a cerut înapoi Basarabia, a mai ocupat și ținutul Hersa, care niciodată n-a aparținut de Basarabia și n-a fost în Imperiul Țarist niciodată. Deci, 80 de ani în urmă s-a întâmplat al nu știu câtulea rapt și a nu știu câta abandonare a Basarabiei. Și în 1812 nu s-a făcut mare lucru. Bine, Principatul Moldova era cumva de partea Rusiei în acel război. A fost un rezultat al războiului ruso-turc, unde Rusia a cerut consecințe de război. Da, și Rusia avea de gând să anexeze ambele principate române, și Moldova și Muntenia, dar pentru că a dat Napoleon peste ea în 1812, a trebuit să oprească frontul, războiul cu turcii și să se concentreze pe apărarea Moscovei de francezi. Până la urmă n-au putut să apere Moscova, dar nici n-au fost cuceriți, cotropiți, pentru că săracul Napoleon s-a împotmolit în glodurile Rusiei și l-a prins gerul, frigul acolo. Deci a fost luat atunci Basarabia, se credea provizoriu pentru o vreme. Și a durat mai mult de un secol ocupația Basarabiei. Prima dată, a doua oară s-a întâmplat raptul după pactul Molotov-Ribbentrop și mai ales din cauza unui protocol adițional secret despre care nu s-a știut până în anii 89-90. Până atunci Vorba de 23 august 1939 și anul trecut, parmise acest
pact sau adițional secret, să zicem, Protocolul acela? protocolul acela, adausul, a fost dat public la Moscova și chiar unii unioniști de la noi, de Republica Moldova, știu că și Dorin Chirtoac a fost și a realizat un live de la aceea expoziție a documentelor istorice. Da, dar nu-i mare brânză cât timp nimeni nu încearcă să repare greșeala aceea istorică. Dacă Polonia, care a fost tot în baza acelui pact împărțită între Germania nazistă și Uniunea Sovietică bolșevică, iar după războiul 2 mondial, după, așa a început războiul 2 mondial și după ce s-a terminat războiul și Germania a fost înfrântă, Polonia și-a redobândit ca și cum independența, tot în subordinea Moscovei. Dar ce alte rapturi a mai făcut Uniunea Sovietică, țările Baltice și mai ales Basarabia? Nu a revenit României de unde le-au luat, ci li s-a recunoscut independența. Chiar România a fost prima care a recunoscut independența Republicii Moldova, care nu e una și aceeași cu Basarabia, da? Republica Moldova e Basarabia minus Bucovina de Nord minus sudul Basarabiei plus Transnistria. Și iată, actuala graniță a Republicii Moldova a fost croită de către Stalin după acel act de acum 80 de ani, când a venit cu tancurile. În urma unui ultimatum anunțat cu 2 zile mai devreme, li s-a dat autorităților și armatei românești, li s-a dat 4 zile să evacueze, dar armata sovietică a venit imediat peste 2 zile și s-a lăsat cu umilințe, cu dezarmare, cu chiar morți, unii au fost omorâți. Și asta a fost o justificare ca peste un an să revină armata română, deja la braț cu Hitler, și să facă atrocități înfiorătoare în Basarabia, dar și în Transnistria. Amintim de masacrul de la Odessa, masacrul de la Dubăsari, masacrul de la mine din sat și multe alte sate, mai ales din partea de nord a actualei Republici Moldova. Și chiar în zilele astea, pe 27, 28, 29 iunie, se aniversează 79 de ani de la masacrul de la Iași, pogromul de la Iași, unde 15.000 de evrei au fost omorâți, iar unii dintre ei au fost băgați în trenurile morții și au murit, iată, pe așa vreme caniculară, stând ca pește în cutie de conserve, la soare, fără apă, fără mâncare, câteva zile și cam toți au murit. Asta a fost o formă de exterminare fără camere de gazare, fără ghetouri. Abia peste câteva luni s-au creat ghetouri în Transnistria. Asta nu știu de ce, pentru unii e justificare, e scuză, că iată, și-au bătut joc de armata noastră, de jandarmii noștri, și-au bătut joc evrei și iată, a trebuit să-i tratăm în halul ăsta. Hai să o lăsăm baltă, că nu stă în picioare, nu ține și mai ales pentru ce au trebuit să-și bată joc de romi, care n-au participat la astfel de batjocură, nu? Romii tot, cam din toată România, au fost deportați în Transnistria și jumătate sau un sfert dintre ei au murit din cauza tifosului, holerii, a subnutriției, a frigului și a bătăiei de joc de acolo. Deci istoria noastră e plină de suferință și de lașități și eu continui să vă întreb și pe dumneavoastră de câte ori a fost abandonată Basarabia? În afară de 812, în afară de 28 iunie 40, se pare că în 44 a mai fost abandonată odată deja când s-a decis întoarcerea armelor, în 89-90 a mai fost abandonată, când s-a pus granițe și vize la Prut, putem zice tot că s-a renunțat la Basarabia. Putem discuta despre asta dacă vreți. Da, desigur, e o dată tristă, 80 de ani, totuși e o perioadă foarte mare în istoria poporului ăsta, dintre Prut și Nistru și Ținutul Herții, Bucovina. Într-adevăr, avem ce de plânge, avem morții noștri, deportații noștri Siberiei de gheață. Însă, totuși, aș vrea să spun și eu câteva cuvinte despre 1812. Știți, atunci, urma unui tratat de pace între Turcia și
și Rusia, iată, Turcia a pierdut războiul, cu urma unui tratat de pace, iată, Turcia, Imperiul Otoman, a cedat o parte din teritoriul Imperiului, adică Basarabia Rusiei. Și nu mi-a prea plăcut mie sugestia asta a președintelui ăsta nostru, foarte inteligent, în ghilimele, Dodon, care a spus că mai bine atunci Rusia acapara întreaga Moldova, ca să avem astăzi toată Moldova și cu partea aceea care, știți, astăzi eu sunt acum și difuzez această emisiune live din Franța, din orașul Strasbourg, și nu întotdeauna cineva din, chiar din prietenii noștri, din frații noștri, iubesc că noi spunem că suntem din Moldova. Ei spune că nu sunteți din Moldova, dar sunteți din Basarabia. Eu totuși aș spune că noi suntem o parte din Moldova lui Ștefan cel Mare. Și părerea aceasta a stârnit confuzie, a stârnit critici a domnului președinte, fiindcă atunci s-a făcut o nedreptate și acum se face o nedreptate, și toată lumea credea că odată cu venirea la putere în fruntea statului Republica Moldova unui președinte pro-rus, în sfârșit el va rezolva problema transnistreană, se va linguși într-un fel lângă țarul Putin și va rezolva într-un fel pentru totdeauna această problemă, dar vedem că problema aceasta a rămas în uitare și noi aici de la Strasbourg, eu fiind de jurnalist independent la Consiliul Europei, mai vorbesc cu unul, cu altul, cu politicieni de aici din rang internațional și se întreabă, măi, dar voi ce face România privitor la Transnistria? Ce face președintele vostru? Că vedem că e un bun prieten a Republicii Moldova, să zicem președintele Putin, că se împac foarte bine. Și privitor la Holocaust, iată, tu, Oleg, ai vorbit despre multe acte de genocid, dar n-ai spus, ai spus numai privitor la romi, dar vă spun, s-au săvârșit multe acte de genocid și asta a fost din indicația lui Hitler și pe teritoriul Basarabiei de astăzi. Știm că în Transnistria erau multe lagăre de concentrare unde erau concentrați foarte mulți evrei. A fost o istorie foarte interesantă în satul tău natal, dar vreau să mai adaug aici că și în Călăraș, și în 1941, și chiar au să deschid niște paranteze, eu fiind jurnalist la redacția ziarului Călărașii, în anii 1990 am scris un articol, care acest articol a fost publicat și în ziarul Literatura și Arta. Știți cum s-a întâmplat? Iată, la redacție a venit o scrisoare, a sosit o scrisoare, o plângere de la un vecin care a observat că în satul Vătămăneasa, de lângă Călăraș, un alt vecin vrea să-și sape un bordei sau un beci, taman unde în 1941 au fost uciși 330 de evrei. Și iată, venind această scrisoare, eu ca jurnalist am plecat la fața locului și am văzut un loc mărăcinit și deja undeva erau câțiva metri până la mormântul celor comun. Și ce a fost interesant, că m-am adresat la ambasadorul Israelului, atunci nu a reacționat de fel. Totuși, cu anii, anul trecut, în sfârșit, acolo s-a deschis un obelisc și era scris, dacă în 1950, când era obeliscul celor de lemn, era scris din cauza, să zicem, era scris așa, românilor fașiști și naziștilor au fost uciși acești oameni. Ei au fost induși în eroare, li s-a spus să iasă din case fără frică, se vor încolona și vor fi duși în Palestina. Dar la marginea Călărașului, satucul ăsta care se numește acum Vătămăneasa, sau odată au dorit să-l numească Stejăriel, coloana s-a oprit, i-au pus pe acest beț oameni să sape o groapă mare și
au pus trei rânduri de mitraliori. În primul rând erau vreo 7 moldoveni, pe urmă eu am aflat că toți acești 7 moldoveni, chiar călărășeni, au fost pedepsiți cu 25 de ani de pușcărie în lagările sovietice, mă rog, și-au spășit pedeapsa. A doilea rând au fost mitraliori români și a treilea au fost germani. Și s-a primit așa că primul rând de mitraliori, și anume care au tras, și așa se spune că au fost anume cei din primul rând. Nu știu dacă a fost așa, dar marturii spun că câteva zile țărâna de pe acest mormânt salta și mormântul era păzit de armata germană și nu dădea voie nimănui ca să se apropie de acest mormânt. Am avut mărturiile unui cioban pe vremea aceea care a văzut cu ochii proprii și mi-a postit toată povestea aceasta pe care eu am relatat-o și în ziarul Literatura și Arta. Dar astăzi totuși vorbim despre 28 iunie 1940. A fost un act de cedare pașnică a ceva tău care... Orice om, orice mamă nu și-ar ceda copilul de bunăvoie. Totuși va fi oarecare ripostă. De ce, vreau să pun astăzi întrebarea, de ce Rusia sau România n-a ripostat? De ce n-a apelat la forțele internaționale să lupte, să nu cedeze acest petic de pământ românesc? Nu se aude, nu se aude. Se pare că a apelat la ajutor, dar Franța tocmai fusese ocupată de Germania, capitulase. Marea Britanie era bombardată și speriată că poate urma după Franța și a zis: noi nu o să recunoaștem niciun fel de ocupație, dar nu vă putem ajuta. Și ci că se pare numai Turcia a promis ajutor administrației, autorității regale, guvernului României, și România n-a vrut doar cu Turcia să se apere de Rusia, nu știu de ce. Se pare că pe Finlanda nimeni n-a ajutat-o, dar s-a apărat de una singură, pe când România a zis nu, mai bine cedăm ca să ne întoarcem peste un an și să facem aici fără de lege. Asta mi s-a părut penibil. Numai că unii iau scuza că generalul Antonescu atunci nu era dictator Führer, era, nu știu cum, marginal, și abia peste un an, peste jumătate de an, când a preluat puterea și s-a proclamat dictator, iar regele a abdicat, abia atunci generalul a zis: hai să apărăm și să eliberăm Basarabia. Cum a făcut-o alături de Hitler a fost la fel de jenant și penibil, precum a fost abandonarea Basarabiei de către predecesorii lui. Putem discuta și despre decizia asta. Da, și iată, în acest context, urmărind presa de Republica Moldova, vedeam că unii politicieni care au priză politică mare și avem sprijinul într-un fel, vrem să-i vedem în fruntea statului, cam sparg oale, adică dau cu bara, să zicem, în bară, spun că Antonescu a fost un criminal de război, eu nu știu care până la urmă va fi definiția acestui mare patriot a României. Știi că tu totuși ești de o altă părere. Da, cred și eu, ca Maia Sandu și ca alți experți, că Antonescu Ion, generalul care s-a autoproclamat Führer și după aceea mareșal, a fost un criminal de război și nu doar pentru faptul că a omorât sute de mii de evrei care erau și cetățeni români, poate ați văzut documentarul fraților Brega, unul dintre frații Klinger din Pepeni era subprefect de Bălți sub administrația românească. Deci erau demnitari, era om văzut, era unul alt Klinger atât de bine o ducea, încât cu o lună mai devreme a fost deportat în Siberia de către administrația sovietică. Ăsta alt Klinger, care a fost sub administrația românească și a scăpat deportărilor, a fost omorât cu toată familia, inclusiv copilul lui de 7 de 10 ani, a fost omorât de administrația românească. Deci
să plângem de mila victimelor deportărilor e corect, e minunat, dar la mine din sat au fost deportați acei care n-au fost împușcați pentru că i-ar fi masacrat pe evrei, dar și familiile lor. Iată tot o formă de justiție total necivilizată și nejustificată. Ce vină are copilul, soția, pentru ce a făcut Andrei sau Gheorghe sau Vasile, care și el nu din capul lui s-a dus acolo și a dat cu furca, cu sapa, cu măciuca, cu pușcociu. Sau poate era antisemit, a făcut chestii reprobabile, a fost, nu știu, condamnat la închisoare. 4 dintre cei care au participat la masacrul de la Pepeni au fost chiar împușcați în martie 45 de un tribunal sovietic de la Bălț în baza codurilor penale ucrainene, pentru că Basarabia n-avea legi proaspete, a fost 22 de ani în componența României Mari și după aceea încă 3 ani în componența României Mari pe timp de război. Deci, despre istorie trebuie să vorbim rece și fără exaltare. Antonescu poate a zis, ostaș vă ordon, treceți Prutul și eliberați Basarabia, dar în același ordin, pe care zice lumea că l-a semnat pe la Piatra Neamț, nu știu pe unde, cânta osanale marelui conducător de oști Adolf Hitler. Și unii n-au nicio jenă să citească ordinul acela integral. Chiar dacă Hitler s-a demonstrat că a fost criminal de război, dacă nu s-ar fi sinucis împreună cu iubita lui, ar fi fost condamnat de tribunalul de la Nürnberg și alții mai zic, dar săracul Antonescu a fost judecat de un tribunal bolșevic. Dacă nu-l condamna tribunalul bolșevic, ar fi fost condamnat și el de tribunalul de la Nürnberg. Nu scăpa, nu-l împușcau, aveau să-l spânzure. Dar tot acolo ajungea ca un criminal de război. Nu văd nimic eroic în a băga alături de Hitler țara în război, a trece Nistru după ce a eliberat Basarabia, că pretindea că vine să-și elibereze patria. Și după ce a trecut dincolo de Nistru și a instituit, nu guberne, dar nu știu cum se numea, ținutul, regiunea Transnistria cu capitala la Odessa, a ordonat un masacru la Odessa după ce a fost o explozie la comenduirea militară și au fost masacrați oameni civili, unul pentru un militar, pentru un nu, 100 pentru un ofițer mort în explozie ce. Și au fost omorâte 22.000 de oameni ca represalii pentru explozie de la comenduirea militară. Ce erou face comandă chestia asta? Chiar dacă cei din Odessa n-au fost niciodată cetățeni români, dar cei de la mine din sat, cum v-am spus, au fost cetățeni români, evreii de la Iași au fost cetățeni români, evreii de la Călărași. Dorohoi, de la Călăraș, dar de la Dorohoi, bine, cei de la Călăraș putem să zicem că au fost sovietici câțiva ani, dar cei de la Dorohoi, cei de la Iași n-au fost niciodată sovietici, de ce trebuia să-i omori? Pentru că era rasist, antisemit, era certat cu legea, cu drepturile omului. Și și-a meritat soarta. Nu e nimic eroic în fapta lui Antonescu. Dar de ce totuși și-a meritat soarta și de ce sentința n-a fost pusă în aplicare de Rusia? Că știm că după război generalul Antonescu a fost un an de zile încarcerat în Uniunea Sovietică. Nu cunosc detalii și nu știu cine trebuia să-l încarcereze, dar cum v-am spus, autorii masacrului de la mine din sat au fost judecați tot de tribunal sovietic de la Bălț și unii executați, alții trimiși în închisoare, iar familiile lor deportate. Deci pedeapsa mi se pare exagerată. Pe când jandarmul Bordei cu Ieneș, cu alții vreo câțiva pe care i-avea el în subordine, multă vreme au umblat liberi, ba Bordei s-a ascuns 11 ani prin România. Și nu-l găsea nici securitatea, nici miliția. Abia prin anii 60 l-au prins și l-au încarcerat pentru vreo 6 ani și după aceea a murit liniștit. Nu știu cât o mai fi trăit, dar a murit liniștit. 6 ani de închisoare pentru 350 de persoane omorâte, cele mai multe de pușca și de grenadele lui. Iată, vorbim astăzi despre 28 iunie 1940, 80 de ani de la raptul ăsta sovietic a Basarabiei și știm că după aceasta a urmat un an de zile și s-a sovietizat într-un fel acest teritoriu, apoi s-a început
1941, deja 45, acest război, cu toate că războiul al doilea mondial s-a început la 1939. Și ce interesant aici e că, iată, eu zile trecute navigând prin internet, dar știu că anul trecut Vladimir Putin, președintele Rusiei, a convocat la el probabil Ion Guzun nu poate intra în direct. A convocat la el mai mulți președinți. Poate intra, eu aștept. A, este, am înțeles. Că tot aștept să vorbească domnul Guzun și da, nu da, se aude. Da, da, da. Domnul Guzun știe și el va participa. Deci vreau să spun că președintele Rusiei, Vladimir Putin, anul trecut și-am privit un film foarte interesant, să zicem așa, din Rusia, unde el spunea că, iată, el a convocat la Kremlin pe președintele Republicii Moldova, Dodon, președintele Lukashenko a Belorusia, Kirgistanul, Kazahstanul și altul, și le-a ținut o lecție de istorie, prin care motiva într-un fel faptul că, iată, nu Rusia a început, sau Uniunea Sovietică a început acel al doilea război mondial, dar vinovată este Polonia, care foarte mult a vrut ca să ocupe niște teritorii a Cehoslovaciei. Și iată, noi astăzi când vorbim și într-un fel învinuim Rusia de toate relele care se întâmplă în Republica Moldova, iată, avem un președinte pro-rus care duce drapelul mai departe și a Rusiei și chiar trimite la Moscova la paradă militară 75 de soldați moldoveni care să fie puși în pericol acestui coronavirus. Iată, care este părerea dumneavoastră privitor la acțiunile de ultima vreme a președintelui Dodon? Ce vrea el să rezolve cu aceasta? Poate așa de mult vrea să se lingoșească pe lângă Putin și în ultimele luni ale mandatului său să rezolve problema transnistreană? Dodon are în cap doar interesul electoral și el tot ce face e cu gândul la al doilea mandat de președinte și el nu are nevoie de Putin, că nu prea îi dă bani acela. Dar dacă apare în poză alături de Putin, are garantat votul nostalgicilor din Moldova. Și aici nu mai continui pentru că văd că domnul Guzun vrea să vorbească și el despre deci, 80 de ani de ocupație și tot așa. Doamnelor, domnilor, despre raptul Basarabiei de la 28 iunie 1940. Avem în discuție pe jurnalistul și activistul civic Oleg Brega și iată vrea să vorbească și domnul Ion Guzun. Poftim, domnul Ion Guzun. Bună seara. Vreau să încep odată ce ați vorbit și despre Napoleon. Vreau să spun că domnul Oleg ce a spus a vorbit din istoria rușilor, pe când de istoria francezilor, lupta lui Napoleon este mult mai victorioasă decât o arată Rusia. Deci Napoleon când a intrat în Rusia nu s-a împotmolit, dar când a dat de acea Moscova plină de păduci, răpciuhoși, bețivani, pur și simplu i-a scos pe toți orășenii afară și a dat foc la oraș, că orașul era casă de lemn, avea în urmă păduc, avea de toate și a dat foc Napoleon și nu a dat rușii, cum scriu în istoria lor, ca să retragă ca Napoleon să moară de foame. Și Napoleon nu a mors de foame, dar s-a început războiul că acela țar Alexandru a înăvălit asupra Franței de trei ori. Întâi partea nordică, centru și când a dat despre Austria, despre multe centri, Napoleon pur și simplu a văzut că rusul nu înțelege că se plece din Franța. I-au fugărit de urmă și pe care ajungeau rușii mulțumeau că i-au scos din acea armată rusească care ținea flămânci și dezbrăcați, fiindcă Napoleon dădea ordin să-i îmbrace, să-i hrănească. Și așa nu s-au mai întors în Rusia, au rămas în acele teritorii unde au fost capturați din armata rusă. Bun, asta este. Deci, cât despre Basarabia, a fost cotropită prima dată în 1812,
tot de ce o țară înainte de a pleca înspre, înspre Paris. Deci și atunci avea o mare posibilitate Moldova să iasă din ghearele rușilor, că rușii au pierdut războiul cu Franța, dar nu știu de ce a fost așa, de ce s-a întâmplat așa ceva, fiindcă Napoleon ca tare vroia să elibereze, să ajute României să elibereze de sub ghearele rușilor. În fine, deci noi știm că a fost ca tare mai multe cuceriri teritoriei moldovenești, așa numite din țara dacilor, fiindcă știm că Imperiul Roman nu a permis dacilor să se numească daci și prin Biserica Catolică a redenumit teritoriile după plăcerea papii de la Roma, Moldova, Transilvania, țara românească. Deci să nu uităm că dacii au fost și după istoria care a fost găsită în China, deci a fost până aproape de Carpat și noi avem acolo, până acolo avem sate românești, sate moldovenești, cum mai spun ei, ei așa se autonumesc moldoveni, chiar în regiunea Cubani sunt multe sate, avem în Transnistria, deci să nu uităm că în 1795-1795, atunci Petru I a venit și a cotropit primul teritoriu, primul spațiu, teritoriul moldovenesc, de Moldove de pe atunci, dacă țineți minte lupta cu Cantemir, deci, dacă nu greșesc, deci a fost cotropit un teritoriu al Moldovei și a fost redenumit în Transnistria. Apoi acest teritoriu, țineți minte, ca să nu fie, urmă, de ce Dodon s-a dus la Moscova, deci el parțial a avut dreptate că s-a dus. Deci în 1924, acea Transnistrie cu capitala Balta a fost redenumită Republica Moldovenească Autonomă în componența Ucrainei cu capitala Tiraspol. Capitala Balta. Și în 40, când a fost anexată Basarabia, atunci o parte din teritoriul moldovenește autonome au trecut în Ucraina și a fost alipită o parte din teritoriul anexat de la România, fiindcă odată ce în 1812 s-au unit, a fost Marea Unire, s-au unit Republica Moldovenească cu România, de atunci nu mai este Moldova. Atunci este România, până la prânz este România. Da, istoricul a rămas, capitala Iași, Moldova. Asta doar istoric. Dar până la Prut este România. Și a fost recunoscută Republica Moldova pentru că ucrainenii, Ucraina, s-au refuzat de teritoriul Republicii Moldovei autonome, din care se numește, care noi o numim Transnistria. În 90 special a fost redenumită în Transnistria, denumirea ei prima de anexare, ca pe urmă să margă cu teritoriul Moldovei și ei și-au făcut. Putin i-a dat harta Moldovei și i-a accentuat că Moldova voastră e până la munții Carpați. Și Dodon vine și dirija ca să ceară teritoria Moldovei de dincolo de Prut. Dacă țineți minte, într-un partid acolo, nu știu cui, Moldova noastră, și cum făceau în România, nu știu cum au trecut, și făceau acolo, picheteau și făceau că se unească cu Moldova noastră, dacă vă duceți aminte, am uitat-o, Arbuzov, nu știu cine acolo conducea. Deci, Putin are a lui intenții imperiale ca să cotropească mai departe Moldova, România, să distrugă România definitiv. Dar, odată ce la Bruxelles a fost recunoscut, a condamnat acest pact Molotov-Ribbentrop, România are un dar verde să-și
recupereze teritoriile până la Nistru, dar acea Moldova care a fost fondată în teritoriu ilegal, neilegal, Ucraina să discute cu Rusia, deci pe teritoriul Ucrainei, acea Moldova care a fost fondată în 1924, fiindcă ea este pe teritoriul într-adevăr a Moldovei, care a fost anexată prima dată în 1795, definitiv. Deci, noi, românii de până la Nistru și de cei de Tatea Albă, la Cernăuți, Hotin și cei care sunt între teritoriul așa numitei Ungarii, între Polonia și între partea nordică a României și acolo 50 km în Ungaria, apoi în Serbia, apoi până la Varna în Bulgaria, au tot dreptul să se reîntoarcă înapoi în România. Și nu poate să ne împiedice absolut nimeni. De aceea și rusul au pornit războiul în Transnistria, fie știind că ei se poziționează pe politica lor că acea Transnistria a fost a Imperiului Rus. În schimb, ei câte o leacă se mută și vor să pună mâna pe găgăuși, fiindcă acolo i-au adus pe găgăuși adusi, adică ei sunt turci aduși din Bulgaria cu documente bulgărești, după că ei peste noapte din Bulgari au fost rebotezați în găgăuși și ei au tendenția, au avut, nu știu ziua de astăzi, au tendenția să unească cu Rusia și să-i ajute. În schimb, pe plan internațional, ei n-au drept absolut deloc să treacă Nistru și aici nu au trecut niciodată, în afară de Tighina. Și România are unda verde prin Curtea Constituțională să recunoască parțial, ilegal, recunoașterea Moldovei, adică teritoriul anexat, și unda verde pentru basarabeni, așa numiți, fiindcă nu mai suntem nici basarabeni, nici moldoveni, suntem doar români, asta Stalin așa a spus, sunt în Basarabia și așa au redenumit-o după guvernele care au fost. Deci suntem toți români și asta trebuie să spună toți ferm că până la Nistru este România. În schimb, turcii au dat ilegal teritoriul, pe atunci ocupat, dar nu anexat, a fost ocupat, fiindcă aici nu au condus Turcia niciodată. Turcia pur și simplu numea, cum face Moscova în regiunile ocupate din Ucraina, Lugansk, Donetsk, Crimea, deci doar numesc, nu Crimea este deja anexată oficial, dar celelalte sunt ocupate și numesc conducătorii din care sunt loiali lor, adică marionete, așa și turcii doar numeau, pe Cantimir l-au numit, ca fiind basarabean, l-au numit aici conducător și acum acolo a Moldovei și s-a dus cu Petru I, că atunci când Petru I pierdese lupta cu Turcia și a scris o scrisoare oficială la România, la București, ca să vină în ajutor dacă nu Turcia îi omoară. În ce fel a fost? Cantemir, în ce fel a fost basarabian? Că n-am înțeles expresia. Și de ce? Cantemir a fost fiul și împăratul a fost a Moldovei pe la Cantemir. Chiar taică-s-o a fost împărat. A fost domnitorul Moldovei, taică-s-o Cantemir. Da, așa. Dar el a fost dat în Turcia. Și el era ostatic la Istanbul, da. Așa. Și pe dânsul hanul, celălalt cine mai este han, Beacru, cum mai spune, l-a rugat pe regele, împăratul ăsta otoman, să-l numească pe Cantemir în Moldova și Cantemir a întors brusc, a împăcat cu armata rusă, de pe atunci s-a întors brusc împotriva turcilor. Asta a fost luptă istoric, pur și simplu. Da, dar eu vă întrebam de ce l-ați numit basarabian, că el basarabian nu prea era și Basarabia atunci nu exista ca entitate. Apoi da, e corect, nu exista moldovean, da. Teritoriul. Da, da. Scuze. Și ați mai zis o altă chestie pe care vreau să o precizez. Cum să ne numim toți?
moldoveni sau români, când nu suntem toți la fel. Chiar asta a fost și greșeala regimul lui Antonescu. A vrut să-i facă pe toți români, inclusiv dincolo de Denistru, în Transnistria. Dar nu erau toți români. La Orhei, jumate de populație sau vreo 60% erau evrei. La Telenești, jumate de populație sau 60% erau evrei. La, cum îl cheamă, Râșcani, chiar și la Chișinău, un sfert din populație erau evrei. La mine în sat, 10% erau evrei. Cum să-i numim pe toți români? Dacă am face o denumire din asta civică, cum e în Franța, o denumire de etnie civică și toți care locuiesc în România să se numească români după modelul francez, ar fi altceva. Este vorba despre teritoriul românesc care a fost anexat de Imperiul Rus în 1795. Ion Antonescu a mers să elibereze acel teritoriu care era până la Dnipru. Dacă știți că... Cum a ajuns la Stalingrad și la Curskaya Duga? Păi Kursk este în hotar cu Harkovul. E dar clar, Harkov România e mare în vechile hotare până în Siberia. Da, ascultați-mă. Nu, la malul Dniprului, Oleg. Bine. Părerea este, eu sunt moderator acestui... Nu, să termin, domnul Gheorghe, să termin. Deci să nu uităm că, conform documentului, între Turcia și Rusia a fost dat bugeacul rușilor. Deci bugeacul, steplele bugeacului nu intra Chișinău, nu intra toată coașa regiunea. Asta pur și simplu așa a fost că ei, rușii, să arăt că ei au putere mare, și au mers până când au primit la Nistru în bătălie, pe urmă au mers până la Prut deja. Asta în vedere ani diferiți. Asta este. Da. Dar ca tare turci, conform documentului, au dat teritoriul străin, teritoriul ocupat și nu anexat, deci nu au avut dreptul Turcia să dea absolut deloc. Și odată ce au dispărut Imperiul Turc, au dispărut Imperiul Rus, aceste teritorii automat sunt liberi și trebuie să fie reîntoarse în componența României, adică chiar și partea transnistriană. Domnul Ioan Guzun, facă și o rectificare, Imperiul Turc a dispărut în anii 20, știți dumneavoastră cum a fost destrămat acest imperiu, dar astăzi vorbim despre 28 iunie 1940, consecințele asupra acestui petic de pământ dintre Prut și Nistru. Și ce e dureros că la acea dată, 28 iunie 1940, Stalin, printr-o ahașurat chiar și o parte din teritoriul României unde se afla Putna, cu mormântul lui Ștefan cel Mare, care pe o perioadă oarecare, nu știu, o lună, două, a fost teritoriul a Uniunii Sovietice. Cum priviți dumneavoastră, eu cred că aceasta a fost o umilire totală a României, până când și acest mormânt sfânt a tuturor care noi moldoveni ne chinăm la Putna, a fost trecut sub jurisdicția Uniunii Sovietice pe câteva luni. Mai mult ca atât, eu sunt de acord cu Oleg că spune că e problematic să definim astăzi situația privitor la Antonescu, e mare patriot român, este un criminal de război. Părerea mea este că el ar fi făcut bine dacă s-ar fi angajat în acest război, a doilea război mondial, numai cu un scop ca să-și recucerească sau să reîntoarcă pământurile ocupate de Uniunea Sovietică și mai departe să se oprească. Iată, asta este părerea mea. Dumneavoastră, cum credeți? Asta a fost scopul lui Ion Antonescu când a fost la înțelegere cu Hitler. Dar... Ce-a cantat el la bugă, cum spune, la... Stalingrad, la, iată, Oleg spunea, mai departe acolo, la Curskaya Duga. La Curskaya Duga e la sud. Nu trebuie să încurcăm. Curskaya Duga, orașul Kursk, este la hotar cu teritoriul vechi moldovenesc, cu Harkov. Harkov este în Ucraina încoace, dar
Dar bun, hai să lăsăm. Noi vorbim despre teritoriul până la Nipru. Mai departe Nipru, dar să nu vorbim absolut deloc. Fiindcă a fost o înțelegere coalită cu asta Antonescu, cu Hitler. Hitler o să salut foarte tare pe Antonescu din mai multe motive. Eu nu știu și tac istoricii, chiar și ruși, că Ploieștiul a dat foarte mult petrol, benzină, motorină, a dat la armata, benzină mai mult, că tankurile germane mergeau pe benzină, deci au dat germanii care până în ziua de azi nu au achitat. Noi asta să nu uităm, că germanii și până astăzi dătoare acolo cu 20-30 miliarde de pe atunci de mărci germanii. Deci, pactul Molotov-Ribbentrop a fost o înțelegere între Hitler și Stalin, numai vă rog frumos să fiu ascultat foarte atent cu evenimente. Deci a fost acest pact Molotov-Ribbentrop, a fost o înțelegere de începe războiul. Să știți, prima și scopul începerea războiului. Au început războiul Hitler. Și când a ajuns, a trecut hotarul care a fost hașurat de Stalin, dacă țineți minte, Brestul încoace, pe urmă a fost întâlnirea la Lvov între Hitler și Stalin, a fost o întâlnire secretă, unde a fost înțelegerea cum Hitler se dă să întoarcă înapoi teritoriile care le-au depășit după înțelegerea de pe harta care a fost semnată din pactul Molotov-Ribbentrop și unde în Brest a fost parada militară unde Germania au predat teritoriul anexat dintre Polonia și încoașentat spre Belorusia. Au făcut parada, s-au luat tankurile și au trecut hotarul și s-au dus și parada au predit-o militarii ruși. Să nu uităm că mai înainte cu un an de zile când a fost atacul Germania asupra Franței la Paris, cine a primit parada? Cine a fost acolo în frunte? Au fost generalii germani și generalii ruși. Să nu uităm, fiindcă acest război al doilea mondial, Putin vrea să-l întoarcă în fel și chip, dar Europa nu mai tace. Înțelegerea care a fost între Stalin, Roosevelt și Churchill, când au fost la Britania, acea înțelegere a fost călcată în picioare, că atunci a fost și înțelegerea ca să nu schimbe hotarele, rușii au schimbat hotarul când au cucerit Crimea și atunci Europa spune, vorbește clar cine și a pornit războiul și cum. A pornit războiul Hitler cu Polonia, rușii cu Finlanda. A pornit Finlanda acolo au îmbrăcat în finlandezi, cu chipurile împuși în armata rusă, sovietică și-au înaintat, etc., etc. Pe urmă, trei țări baltice, aici, în partea sudică, au mers în Germania mai mult decât trebuie în Belorusia și când au întors înapoi de Ucraina, atunci au fost luate în 40 și teritoriul ucrainean, care polonez, și teritoriul român, adică sub denumirea de Basarabie, care în 40, acolo câteva timp, a fost redenumită în Republica Moldovenească. A fost duși foarte mulți în Siberia, în 40, nu știu de ce, toți stac, mulți istorici stac, în schimb, ea este, când s-au fost deschise secretele amuia pactul Molotov-Ribbentrop, acolo în Rusia, au mai fost documente unde este scris câți cai, câți boi, câți oi, cât avere și avere, câte au fost care cu boi duși acolo în Rusia, atunci, în acel an, în 40. Și au fost duși oameni care au fost duși la Sâlcă, sau cum spun, în Siberia. Deci, noi, astăzi, până la Nistru, putem deschis să ne declarăm români, să declarăm, avem dreptul să cerem recunoașterea României pe teritoriul până la Nistru, pe teritoriul Moldovei până la Nistru, cetatea albă să fie întoarsă înapoi, hotinul astea. Dar Republica Moldovenească
pur și simplu ies în față și de Nistru, Ucraina, pe teritoriul ei, Ucrainei, o acceptat, o recunoscut-o, să aibă grijă ei de acea Republică Moldovenească. Noi nu avem nică cu dânsa. De când la Bruxelles a fost condamnat, România nu știu de ce tașe, dar ea are unda verde să treacă cu hotar la Nistru și deloc nimeni nu va împiedica. Dacă nu o să facă România, noi știm că s-a pornit cu Petrenco, Antifa, a pornit Basarabia, a pornit diferite pretexte ca să atașe Odessa. Noi știm că la Odessa au rămas, că au ars acei care s-au ridicat, că au vrut să facă Republica Norodică Odessa, cum acolo, în care trebuia să intre și toată Moldova. Atunci au fost înțelegeri de la Moscova cu marionetele noastre până la Prut ca să mergem în atac. Și ei și-au spus că ne-a dat harta lui Putin, ne-a dat harta lui Dodon la câteva luni când a primit el mandatul de președinte, a fost la Moscova. Atunci a făcut un hangout și a spus deodată, îmi pare de ei, eu sunt că va fi și mă tem că Dodon nu va îndemna la armă pe moldoveni, basarabeni, români, cum suntem, ca să mergem în luptă cu Ucraina, să îi dăm trecere rușilor la Odessa și să vină până la, până la Dunăre, fiindcă rușii au intenția să ajungă la Dunăre. Iată care este situația. Deci, încă o dată. Domnul Guzon, mulțumim. Vreau să anunț cei care ne privesc că suntem emisii în live de la Strasbourg. Neodace TV a lansat acest live. Tema discuției de astăzi este ocupația sovietică a Basarabiei și Bucovinei de Nord de la 28 iunie 1940. Deja discutăm cu jurnalistul și activistul civic și cu activistul civic, e vorba de Oleg Brega și domnul Ioan Guzun, un activist civic de aici din Franța. Deja discutăm de o oră, mai avem practic încă o oră de discuții. Aș vrea ca pe parcursul discuțiilor de astăzi să atingem și situația de astăzi a relațiilor dintre România și Republica Moldova. De ce până astăzi România ca țară mamă, cum o numim noi, nu și-a chemat fiica acasă? Iată, dacă putem să discutăm și privitor la acest lucru. Și pe mine, ca jurnalist, m-a mai interesat și așa o problemă. Dacă la 23 august 1944 armata română a reîntors armele împotriva armatei hitleriste, de ce atunci Stalin n-a cedat Basarabia ca un premiu? Că iată, au fost aliați până la urmă și au zdrobit fascismul până la Berlin. Ba mai rău, domnule. România a fost considerată vinovată pentru războiul doi mondial sau războiul pentru apărarea patriei, cum e considerat el în Uniunea Sovietică și în succesoarea ei Federația Rusă. Și a plătit mulți ani de spăgubiri de război Uniunii Sovietice. Da, asta este foarte trist. Iată, dacă comparăm situația României și situația cu Franța, atunci numai un general de Gaulle a rezolvat tot problema în Franța și Franța și în ziua de astăzi se coate o țară învingătoare în al doilea război mondial. Deci hai să revenim la discuții și să vorbim și despre situația, despre relațiile actuale dintre Republica Moldova și România, despre ajutoarele cele în perioada pandemiei, despre alte lucruri care le face și care nu le face România ca să dispară hotarul de la Prut. România face lucruri bune, de exemplu, acordă cetățenie basarabienilor, cetățenie românească și implicit europeană, acordă burse, mii, zeci de mii de burse anual și la liceu și la gimnaziu și la facultate și la masterat.
și la doctorat sau locuri fără taxe, cum am învățat eu masterat la Iași, fără taxe, dar fără bursă. De asemenea, au fost ajutoarele astea, medicale, politice. Totuși, sunt o grămadă de chestii, mai ales birocrație, care generează corupție și trezește repulsie la basarabianul de rând când ajunge să interacționeze cu statul român. Mai ales la redobândirea cetățeniei române. E atâta parazitare pe sistemul birocratizat și căpușat de intermediari, încât oamenilor li se lehămitește până se văd într-un an, doi, cu cetățenia redobândită și li se fac ochii mari cât cepele când văd că niște unii din Transnistria, unii chiar ruși ucraineni, străini de tot felul, Krasnoselski, soțelul Krasnoselski, redobândesc cetățenia română, probabil cu bani acolo, cu uns, și oameni care sunt foarte naivi și cred și în România Mare și în românism și vor doar ca să aibă așa o dovadă a românismului lor, cer redobândirea cetățeniei române, trebuie să aștepte cu ani sau o grămadă de cheltuieli și asta e revoltător și inadmisibil din partea statului român. Și în plus, iată, nu s-a construit niciun pod peste Prut până acum și rămâne foarte dificilă traversarea frontierei. Toată partea aceea Moldovei de vest nu a fost făcut autostradă spre Occident și unii moldoveni preferă să meargă prin Bucovina, prin Ucraina și după aceea să ajungă direct la autostrăzile din Ungaria decât să treacă prin munții României cu niște drumuri înfiorătoare și foarte des auzim despre accidente cu microbuze de moldoveni care se duc în Occident și se accidentează pe drumurile înfiorătoare, drumuri românești. Deci sunt chestii și bune și rele. Cred că e loc de mai bine. Cred că ar fi cazul ca România să acorde cetățenia aceasta cu plata zero, cu termen zero, adică ai depus cerere și automat ai primit această cetățenie, fiindcă nu ai cedat-o, nimeni nu ți-a luat-o. România a oprit pe puțin timp, pentru că nu se va clarifica redobândirea cetățeniei române, de redobândire, deoarece foarte mulți ruși, prin Dodon, prin Plahotniuc, ei au primit documente false că sunt de pe teritoriul Republicii Moldova până la 40 și au redobândit, nu redobândit, ei, de fapt, au dobândit cetățenia României falsă. Și acum ea se revizuiește, după cum am înțeles, în documentele în România cui a fost dată cetățenia acolo. Eu cred că degrabă va porni de nou redobândirea, dar cu un filtru mai puternic. Bine, dacă îmi dați voi să vă dau răspuns, care i-a răspuns domnul Gheorghe. S-a întrebat cineva în ziua de azi, în realitate, ce fel de revoluție a fost în 1989 pe teritoriul României. Eu atunci am clarificat deodată că aveam așa informații, fiindcă foarte mulți militari ruși veneau în Moldova în civil și mergeau în România. România era puizată cu militari. Sub semnul întrebării este, nu știu de ce procuratura tace, cine sunt acei lunetiști care în Transilvania, da, acolo împușcau în cetățeni, fiindcă a fost proiectul din Ucraina, a fost aici încercat, dirijat și a mers cu succes în Ucraina. Deci numai unul, Mihai Dimpu, a fost acela care a făcut declarații și niciun politician de România nu a făcut declarații că
Ceaușescu a avut două întâlniri cu Brejnev în Chișinău. Și Ceaușescu a ridicat nu odată întrebarea de ce mințiți populația română pe la Nistru că ei au fost eliberați, că ei de bunăvoie au intrat Uniunea Sovietică. Deci Uniunea Sovietică știe, se simțea foarte bine că este spre dispariție, fiindcă au primit sancțiuni foarte puternice pentru intrarea militarilor în Afganistan. Și ea mergea spre desființare și a fost obligat Kremlin, a fost obligat să-l omoare pe Ceaușescu, fiindcă Ceaușescu avea o armată foarte puternică, aproape egală cu aceea britanică. Aici, în regiunea asta, avea avioane bune, avea tancuri multe și puternic și flota. Și numai și a declarat Gorbaciov desfințarea Uniunii Sovietice că Ceaușescu era să vină îndată la Nistru. Nimeni nu era să-l oprească. Alta că poate ridica întrebarea despre anexarea teritoriului din 1795. Dar până la Nistru el era să-l libereze. Ca să nu meargă armata română la Nistru, au fost uciși. Și cine conduce până astăzi în România? Iliescu, urmașii lui Iliescu, toți până în ziua de astăzi sunt în Parlament, PNL-ul, care au îndemnat la vot cu hârtiile de dea la oameni, uitați-vă că aici puneți ștampila. O legadă-ți aminte cum erau foi volante împrăștiate să pună PNL ștampila. Practic pe minciună au intrat, au fost cumpărați un votul. Deci au fost prin fraudă venit PNL-ul la putere și PNL-ul este în mâna lui Iliescu, care este astăzi în România. Da, este foarte trist, fiindcă România astăzi este practic spiritual, putem să spunem, sprijinit sau nu sprijinit, dar coordonat de Moscova. Să nu uităm Iuri Roșca, de câte ori mergea că a dus o casă în România și făcea lecții acolo. Asta că trebuie politicienii, trebuie să trezească, trebuie să fie susținut de Statele Unite. Astăzi Macron s-a îndreptat, s-a ridicat spatele vertical împotriva Moscovei, încă Merkel mai joacă festa acolo, dar am înțeles că n-are încotro, că Trump i-a pus să-i dacă nu ești în coaliție cu NATO, nu merge un corp comun împotriva politicii de imperiale a Rusiei. Deci nu avem decât a ridica întrebările acolo care sunt cu dâns și nu mă interesează. Deci astăzi noi avem verticalitatea de a spune da România până la Nistru și merge în Moldova, Basarabia, Dodon ruinează definitiv Moldova. Am înțeles că este o gaură de acolo, minus 50 de miliarde de lei, au primit ceva bani, undeva poate 25 miliarde au rămas gaură, dar până în septembrie este mult încă, poate să ruinez și mai mult. Deci, Domnul Guzon, de ce dumneavoastră nu priviți teritoriul ăsta transnistrian ca o monetă de schimb cu Ucraina? Noi cedem partea aceasta, în schimb primim Cernăuțul înapoi și Ținutul Herți. Noi nu putem ceda, fiindcă noi suntem în componența acelei Moldovi care s-au fondat în 1924, pur și simplu capitala Chișinău. Aici trebuie de arsumat. Și capitala de drumul la Tiracul, după militarii noștri la Nistru și cerem mai departe rezolvarea problemei de revenirea. Aici trebuiește o rectificare. 1924, capitala Republicii Autonome Soviet Socialiste Moldovenești a fost la Balta, pare mi se. A fost la Balta, dar au trecut la Tiraspol. La Tiraspol, posibil, dar pe urmă a revenit la Chișinău. Corect, când a fost Transnistria, când a fost Republica Transnistria, acum acolo, a fost capitala Balta, corect. Dar când a fost...
Nu, până în 24 a fost Transnistria. Ridicați cărțile din 40, 41, 40, asta, nu 40, 20, 18, chiar 18, când s-au unit Basarabia cu România. Vedeți cărțile de atunci și vedeți că e Transnistria, se numește în 40 ani. Dar au fost redenumite de Soviet Suprem a Uniunii Sovietice în 1924 din Transnistria în Republica Autonomă Moldovenească în componența Ucrainei. Dar în 40, când a fost anexare, a fost parțial trecute, adică acolo Raioane, Balta, acolo Kotovs, care acolo ucrainski, ele au trecut la Ucraina și au fost alipite de Basarabia și în nordul Basarabiei și sudul Basarabiei, la fel au fost trecut la Ucraina ca Ucraina să aibă acces la Dunăre. Și aici Ucraina să aibă legătură cu Ungaria. Și când au fost cotropită partea nordică a României între Polonia și România, au dat acolo un coridor cu legătură cu Ungaria ca Rusia să aibă acces liber în mijlocul Europei, adică Ungaria. Și astăzi Ungaria este marionetca Rusiei. Aia așa să luăm pe de-a dreptul, pe șleau. Bine, noi am înțeles părerea dumneavoastră și totuși am trecut la compartimentul să discutăm despre situația actuală a relațiilor dintre Republica Moldova și România. Ce este bine și ce este rău? Iată, domnul Oleg ne-a spus privitor la cetățenie, privitor la burse. Dar să vedem ce mai este bun în relația dintre Republica Moldova și România și cât de aproape este acea unire dorită de noi cei unioniști, să zicem. Eu cred că unirea e la fel de departe cum era în 18. Depinde doar de circumstanțele internaționale. O unire ca în 18 se poate face doar în condițiile primului război mondial cu armata rusească dezertoare de pe front sau ceva de felul ăsta. În actuala circumstanță, în actuala așezare geopolitică, unirea e imposibilă. Mai ales că de 80 de ani, basarabenii sunt spălați pe creier, mai ales prin mass media, sunt spălați pe creier cu românofobie, cu americanofobie, cu înjurături despre Europa și cu multă rusofilie. Și foarte greu se prind că sunt duși de nas, că sunt luați de proști. Și deci, cu un referendum pașnic, cu voința majorității populației, deocamdată unirea este imposibilă. Salvarea noastră și fericirea noastră e că vine peste toți globalizarea, internetul, Uniunea Europeană și asta e o șansă pentru fiecare. Deja nu mai este importantă supraviețuirea nației, supraviețuirea umanității. Acum sunt importante drepturile fiecărui individ, indiferent dacă ești rom, evreu, amestecătură de nații, dacă ești jet-beget, moldovean, basarabian, transnistrian, european sau orice vrei tu, drepturile tale fundamentale sunt mai importante decât culoarea ta politică sau declarația ta etnică. Și pe asta trebuie să insistăm. Să ni se respecte drepturile și în Transnistria, și în Republica Moldova Constituțională, și în România. Dar deocamdată vedem că lucrurile nu stau roz nici aici, eu sunt la București, nici aici în România, nici în restul Europei. Ne așteptam că în 2007, când România, sau încă în 2004, când România va intra sub umbrela NATO, sau în 2007, când va intra în Uniunea Europeană, va deveni Eldorado foarte atractivă pentru basarabieni. N-a fost așa, n-a devenit o Eldorado, România a continuat să fie coruptă, săracă, mizerabilă pentru proprii cetățeni, milioane de români plecați peste hotare, iar basarabienii cum redobândesc cetățenia română cu acel pașaport românesc, pleacă și ei peste hotare, foarte puțin se opresc aici în România. La fel și Republica Moldova. De 6 ani a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, parcă e
ordine constituțională acolo la Chișinău, dar vedem că mafiile sug seva nației, ca să zic așa, statului, fură miliarde din bugetul public, mai mult decât fură cei din Transnistria, unde e regim anticonstituțional și nu există, nu funcționează nicio lege normală. Degeaba Moldova în 92 a aderat la ONU, fix în ziua când se declanșa faza fierbinte a războiului de la Nistru, că iată, nu ne salvează, nu ne ajută cu nimic, nici apartenența la ONU, nici apartenența la Consiliul Europei, nici faptul că a semnat Convenția Europeană a Drepturilor Omului, că în Republica Moldova continuă să încalce drepturile și în închisori, și la libertate, și instanțele de judecată sunt acaparate și procuratura face justiție la comandă și poliția e bătă în mâna oricărui regim, oricât de odios și certat cu democrația ar fi. Și așa că se pare că bătălia cea mai importantă este totuși să avem drepturile respectate, indiferent dacă rămânem acolo unde ne-am născut sau dacă emigrăm ca Gheorghe Bobeică, Ion Guzun, sau dacă ne intern deplasăm ca unii care au plecat din Transnistria și s-au oploșit pe la Chișinău prin suburbii, sau ca unii ca mine care am plecat întâi din Pepeni, acum aproape 30 de ani după aceea am plecat din Chișinău, acum aproape 25 de ani, apoi am plecat din București, acum vreo 20 de ani, apoi am plecat din Chișinău la Iași, de la Iași am plecat înapoi la Chișinău și de la Chișinău am venit iată la București, să cerem să ni se respecte drepturile oriunde în lume, în baza Declarației Universale a Drepturilor Omului și a faptului că suntem ființe umane și avem aceste drepturi. Și de la statul român, și de la Strasburg, și de la ONU, și de la Federația Rusă, și de la regimul separatist de la Tiraspol. Credeți că cetățeanul simplu din Republica Moldova, care tot timpul a avut un frate mai mare pe cel rus, vede în persoana fratelui, să zicem, de sânge, tot un frate mai mare care ar trebui să-l asculte, să fie prietenos cu el? E vorba de dacă se va produce această unire. Și acesta este un pericol pentru unii moldoveni, care știm că majoritatea populației la ziua de astăzi este contra acestei uniri. Eu nu cred că moldoveanul suferă de sindromul ăsta al inferiorității, din contra, apartenența la cea mai mare țară din lume, la a șasea parte a pământului ocupată de Uniunea Sovietică, ne-a dat un fel de îngânfare de șovinism basarabienilor. Și când ajungem printre mitici aici în România sau când ajungem în Ardeal sau Moldova cealaltă, nu știu cum moldovenii se simt mai înfoieți și nu se simt frați mai mici, dar deseori e cazul și sunt tratați astfel pentru că stâlcesc limba, pentru că nu cunosc istorie și tot așa. Și deseori sunt tratați cu superioritate de miticii de aici, din regat, ca să zic așa. Deci lucrurile se diferă de la caz la caz, de la om la om. Unii se simt îngânfați și importanți, alții se simt asupriți și au nevoie de un frate mai mare. Nu cred că e un sindrom pentru toți basarabienii sau pentru toți refugiații. Iată, în sfârșit se va sfârși construcția acestui gazoduct Iași-Chișinău. Deja anul ăsta România a deschis această, să zicem, acest departament de relație cu Republica Moldova. Este un departament al românilor pretutindeni din România care, într-un fel, vrea pe toți noi românii din diaspora să ne adune, să ne ajute, dar nu întotdeauna le reușește. Oare de ce? Pentru că nu sunt sinceri și, de fapt, ei au interesul electoral să speculeze intenția de vot a moldovenilor cu pașaport românesc din stânga Prutului sau a moldovenilor cu pașaport românesc care votează peste hotare.
sau să mai spele niște bani, sau câte și mai câte interese ascunse. Că dacă ar fi fost o intenție sinceră de a integra, cum ziceați dumneavoastră, ar fi deschis un ghișeu pe, sau vreo 5 ghișei acolo, la Suceava, la Vaslui, la Iași, la Galați, și moldovenii, cu orice preț, dacă puteau să ajungă acolo să depună cerere, redobândeau și obțineau pe loc în câteva zile, poate gratuit, redobândeau acte românești, pentru că, cum ziceați dumneavoastră, le-au pierdut fără voia lor. Poate nu ei, părinții, bunicii lor le-au pierdut într-o noapte, iată, în 28 iunie au pierdut actele românești pentru că au devenit cetățeni sovietici. Dar dacă n-au vrut să facă asta, au inventat birocrație, au inventat până la vize, chiar era pe timpul lui Băsescu, vize pentru intrată în România, ce ne amintea de vremea sovietică când trebuia să ne ducem la Moscova. Na, noi eram mici, eu eram mic, dar ai noștri care vreau să ajungă peste Prut, de la Ungheni, de exemplu, la Iași, trebuia să ducă la Moscova să obțină viză ca să poată veni să treacă Prutul 15 km. Și iată, nu s-a făcut până acum pod între Ungheni și Iași. Pe loc drept ai 20 km, dacă te duci pe la Sculeni, 25 de km în nord și încă 20-25 km în sud. Faci distanță dublă sau triplă. Nu, n-au avut chef, n-au găsit fonduri ca să facă un pod între cele două orașe mari înfrățite, Ungheni și Iași. Plus la aceasta și rândurile interminabile de la vamă, și moldovenească și cea română. Eu chiar am făcut odată, am realizat un live, un video, așa venind din Franța, și știți, 40 de minute, o oră jumate, cam e un timp așa normal ca să treci ambele vame. Pe când, dacă, nu știu dacă ați privit dumneavoastră, vama din, să zicem, Franța, Germania, a trecut-o în 15 secunde, Austria, să zicem, Ungaria, a trecut-o în 25 de secunde, Ungaria, România în 10 minute, dar România, Republica Moldova într-o oră și jumătate. Iată unde ne ducem noi, de ce un frate într-un fel îl oprește pe alt frate, cu ce drept, ne întrebăm noi? Cu dreptul legislației europene, că acolo e granița Uniunii Europene. Ați comparat două frontiere diferite, frontiere interne europene, unele chiar din interiorul spațiului Schengen și nu există frontierele, și cu frontiera externă a Uniunii Europene. Dacă Moldova n-a fost capabilă să urmeze România ca țările baltice și să se integreze, poate chiar înaintea României în Uniunea Europeană, acum plătește prețul acestei miopii. Dacă am fi avut minte și să mergem ca balticii, am fi intrat poate la braț cu România în Uniunea Europeană în 2004, în 2007. Dacă nu, iată, suntem de 6 ani stat asociat și din povestea de succes a parteneriatului estic. Acum am ajuns o țară de jale care e mâncată de corupție și care e mâncată, iată, de COVID. Și jumătate din moldoveni, pentru că nu au încredere în guvern, nu au încredere nici în omesiești, nici în medici, și spun că nu există COVID și îmblă fără mască și michaeling balustradele de la biserici sau continuă să se împărtășească cu aceeași lingură. Și iată, avem un dezastru epidemiologic dincolo de Prut. Dezastru era întâi în Transnistria și, demonstrând că Moldova nu e foarte departe, iată, s-a extins și în cealaltă republică separatistă, Moldova. Dezastru sanitar. Iată, vorbeam mai încolo despre relația asta dintre România și Republica Moldova și vorbeam despre Departamentul Românilor de Pretutinde, despre departamentul ăsta, relația Republica Moldova-România, despre cetățenie. Personal, sunt cetățean român din 2000 și până astăzi, în afară de un certificat pe o foaie A4 unde se specifică, iată, eu mi-am redobândit cetățenia română, n-am niciun document oficial din partea României. Am încercat de câteva ori aici la consulat, la Strasbourg, să mă adresez,
dar felul acesta de a ne primi pe noi basarabeni la consulat, prin aroganța, prin chestiile astea de stai la rând ca să ocupi rândul, a făcut ca până ziua de astăzi să nu mai pot să perfectez până la capăt documentele românești. Cu toate că anul trecut am fost unul din participanții la forumul de români pretutindeni de la București și chiar am criticat oficiul acesta de cetățenie și am spus despre problemele pe care le-am întâmpinat eu și am crezut că se vor rezolva chestiile acestea. Însă problema rămâne pe veche. Eu sunt impus acum să plec în Republica Moldova ca să depun din nou cerere, ca să depun dosar și să mai trag vreo 7 ani, eu fiind cetățean francez deja de 15 ani și chiar le-am spus atunci la forum, zic, măi, în Franța eu am obținut cetățenie într-un an de zile și domnul la prefectură mi-a spus în limba franceză să închid fereastra. Și eu am spus, cum să o închid dacă în limba franceză? Fereastra este închisă, adică am răspuns tot în franceză. Fără nicio problemă, mi s-a acordat cetățenia franceză. Dar iată, cetățenia română, deja de 20 de ani, nici de cum, adică eu sunt trimis în Republica Moldova să depun alt dosar și alte documente, știți, deja e prea de care afară. Plus la aceasta vorbeam despre aceste două departamente. Nu știu, doamna Guțu, bravo ei, văd că s-a apucat serios de lucru. Chiar îmi place critica adresată acestui departament de partea președintelui Dodon, care se teme într-un fel ca presa din Republica Moldova să nu fie prea ajutată de România și să aducă într-adevăr multe critică lucrului de președinte. Acesta este un lucru pozitiv. Plus la asta se văd cu ochiul liber multe lucruri pozitive. Dar privitor la Departamentul Românilor de Pretutindeni, personal, eu am niște, așa, știți, niște întrebări. Noi suntem o asociație de moldoveni români din Strasbourg, care, mă rog, avem actele în regulă, suntem înregistrați la tribunal aici la Strasbourg și am participat 10 ani la rând. Mă rog, eu ca jurnalist, știți, sunt administratorul site-ului neodace.com, am depus un proiect ca să obținem un ajutor financiar din partea României. Și ce interesant că după critica mea adusă la forumul de români de pretutindeni de anul trecut la 3 septembrie, iată, au, într-un fel, au acceptat și proiectul nostru și ne-au acordat, să zicem, ajutor financiar pentru a procura o cameră video, care până la urmă, așa și nu ne-au mai dat-o, fiindcă au spus că noi personal trebuie să o cumpărăm camera aceasta video și pe urmă să justificăm prin 3-4 licitații aici la Strasbourg. Adică că am luat-o dintr-un magazin și după aceea ne transferă acești bani. Desigur, asociația noastră nu este numeroasă, suntem vreo 30 persoane. Avem undeva cotizații vreo 300 de euro pe an și nici de cum n-am putut într-o zi și jumate, cum au spus ei, să găsim acea sumă ca să putem și să conform cerințelor lor. Sunt niște cerințe inumane, eu vă spun, am rămas cu gura căscată și cu el nu-i povestesc, râde de totul ce se întâmplă în acest departament. Și mai treacă, meargă, da, comisia de evaluare a acceptat proiectul nostru, mi s-a acordat această finanțare, totul e bine, mersi, dar până la urmă acești bani n-au ajuns la asociația noastră din motive care am spus mai departe, că mai, numai ce am spus, că nu a avut asociația pe cont banii ca să procure această cameră. Dar acești bani am înțeles că s-au reîntors în bugetul României, și chiar mă bucur că eu cred că banii care au fost destinați asociația noastră au fost foarte bine folosiți, cred,
de guvernul României în luptă cu coronavirusul și acesta cred că este un lucru foarte pozitiv în problema aceasta, dar cel mai negativ este că am scris o sesizare în adresa prim-ministrul României Orban și, mă rog, să clarificăm problema. Și iată, necătând la faptul că și în România, căci România este o țară europeană, este lege despre petiții. Conform acestei legi, trebuie să răspunzi în timp de 30 de zile. Iată, noi, cum mă rog și de câteva ori am insistat, am primit acest răspuns la petiția noastră, zisă peste 6 luni. Și chiar am scris, zic că, da, confirm primirea, cu întârziere de 6 luni. Iată, și într-un fel, noi, membri asociației, credem că am fost umiliți, nu prin faptul că nu ne-au acordat, să zicem, această finanțare până la urmă, banii acestea, mersi, au fost folosiți în luptă cu pandemia aceasta strașnică și, într-adevăr, îi omenește, dar faptul că guvernul României n-a găsit timp ca în perioada de 30 de zile să ne dea răspuns la această sesizare. Este foarte rușinos și cu cine nu vorbesc aici la Strasbourg, la Consiliul Europei, Placido, cu i-am mai povestit această poveste, toată lumea râde și a spus că România, prin actele ei mici de felul acesta, se, într-un fel, arată fața ei adevărată că este o țară foarte coruptă și relația de Republica Moldova și România, în loc să se încălzească, să se apropie cele două maluri ale Prutului. Ei pe cine au vrut, într-un fel, să umilească? Pe Gheorghe Bobeică, acel care este vicepreședintele unei asociații de moldoveni români de aici la Strasbourg, care a organizat Marșul Unirii, care a organizat Hora Unirii, diferite proteste contra ocupării Transnistre sau teritoriul moldovenesc de către Armata 14, sau ce au vrut să demonstreze. Este un lucru foarte rușinos. Eu cred că și până la urmă îl aștept cu mare plăcere pe domnul Orban la Strasbourg. Știți că sunt jurnalist acreditat la Consiliul Europei, pe alți mari demnitari români, și la CEDO și la Parlamentul European, unde am acces și unde am să-i văd, am să-i le mulțumesc că iată și eu am contribuit la lupta cu coronavirusul prin faptul că banii destinați Asociației Neodacii Strasbourg au fost folosiți, cred că, și chiar aș vrea să am un răspuns oficial din partea României, unde au fost folosiți acești bani. Acum, astăzi, discutăm despre 28 iunie 1940 și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Oleg și domnule Ion Guzun, cum ar fi fost situația dacă România nu ne-a abandonat la 28 iunie 1940? Iată să facem așa o trecere în revistă. Ce s-ar fi întâmplat? Unde am fi fost noi astăzi? Am fi fost în NATO, în Uniunea Europeană? Care a fost situația Republicii sau cetățenilor dintre Nistru și Prut? Domnul Gheorghe, vreau să spun că de nu ar fi cedat Basarabia Paști, era să verse foarte mult sânge. Da, era să fie lupte critici. Era să verse foarte mult sânge, era să fie uciși foarte mulți români, dar situația în NATO sau nu în NATO, oricum era să fie așa cum au mers treburile. Fiindcă rușii s-au planificat să ajungă atunci la Prut, eu nu exclud că acea înțelegere pactul Molotov Ribbentrop, pe urmă a două înțelegeri la întâlnirea de la Londra, apoi la Teheran, între Stalin, Roosevelt și Churchill. Să nu uităm că au avut două întâlniri catare. Deci, oricum era să fie harta căhașurată într-așa fel, care este astăzi. Cât despre unirea cu România,
să știe că s-au făcut în toate localitățile, în sate, în centrele mari, cu chipurile simbolic, declarația au semnat cu unirea cu România și au fost majoritatea semnate, dar nu știu de ce tace și presa României și presele internaționale despre manipularea care o face Rusia pe teritoriul Moldovei, chiar inclusiv cu acei unioniști. Știe bine că cel Roșca care a dus mișcarea unionistă, el se pupă, este gay sau frate de cruci cu Dugin, autorul războiului la Ucraina și cotropirea întregii Ucraini și a Basarabiei. Știm că următorul unionist, Dimpu Mihai, să aducem aminte când s-au întâlnit unioniștii, nu știu unde acolo trebuie să întâlnească, m-am uitat pe internet declarația lui Mihai Dimpu, când a spus, nu, unioniștii lasă să vină la mine și nu eu mă duc la unioniști. Și el a făcut a doua mișcare unioniste, unde au venit acolo câțiva oameni, oricum au fost unioniștii adunați în altă parte. Deci, și să nu uităm că acel chertoacă la primărie, în subsol acolo, avea panglica aceea rusească de ocupație și cânta cazacioc și dansa. Deci, și nu-și fost scos acel film la iveală, nu era să știe nimeni că pe leu are două fețe, cum au avut-o și acel Roșca. Da, iată, această cum mișcare unionistă care este cu pungi, cu PNL, în PNL tot cam, din când în când mă mai îndoiesc, oleacă, că l-am văzut-o pe doamna Pavlicenco și la televiziune la Plahatniuc și ceea ce nu face o mișcare unionistă, nu ar face acei pași. Bun, lăsăm, au făcut, știe, cred că doamna pentru ce a făcut-o, că a făcut și într-adevăr și declarații puternice, dar noi mișcare unionistă, noi avem mișcare unionistă manipulatoare parțial de Moscova și parțial de adevărații unioniști care vor să unească cu România. Dar unirea cu România nu va hotărî, așa la drept vorbind, cetățenii, nu va hotărî, poate că nici România nu va hotărî, tot va hotărî acele două puteri mari, este vorba despre Statele Unite și Rusia și eu sunt convins că Statele Unite va cere ca ceea ce a fost anexat conform documentul Pactul Molotov-Ribbentrop, că Basarabia, aceea Basarabia care a fost cu Berni, a fost semnată declarația în 1918, acea declarație de unire a fost promulgată în Parlamentul României și de facto teritoriul României este la Prut. A rămas doar ca să pună în discuții, dar Trump, după cum vedem, cu toate că a înaintat multe sancțiuni împotriva Moscovei, dar așa cum a fost impus practic de Congresul Statelor Unite ca să înainteze acele sancțiuni, dar oricum, iată, când auzit de câteva zile, o săptămână, și cât Pentagonul a divulgat că Moscova finanțează talibanii și ca să împuște, le plătește la taliban pentru fiecare soldat american împușcat, nu știu, să vedem totuși, până la urmă, Trump ce declarații va face, dar va fi nevoit să adopte sancțiunile din iad pentru Moscova. Dacă nu, el va pierde alegerile și Biden, care este iubitorul de ruși, se vadă într-adevăr în iad, va sancționa acele sancțiuni și atunci și va ridica întrebarea reintegrării, adică reunirii Basarabiei cu România. Eu socot că numai atunci va fi. Cine întreține financiar
transnistrienii, militarii din Transnistria. Știți, este pilda aceea cu Ceaunul în iad, că se scoboară din Ceaunul, smoală își piartă, pune pe foc și se urcă înapoi în Ceaun. Iată așa sunt astăzi basarabenii. Ei cumpără petrol, cumpără gaz, cumpără curent electric, îl cumpără de la Cuciurgan, cumpără gaze sănătoare cu două, trei prețuri. Pe când gazul în Europa este de 70 de dolari, noi îl cumpărăm cu aproape 170, corect, da. Deci, același curent electric, noi putem să-l cumpărăm cu mult mai ieftin din Europa. Deci, noi trebuie să înțelegem, mai fim o leacă răbdători, că totuși tot harta României va fi corectată dacă nu se va răscula Trump până la urmă împotriva lui Putin, dar știm că ei sunt prieteni pe bănuți, pe dolari. Biden care vine, el este un om politician, nu este un ombudsman și va face politica corectă. Și aș vrea ca mai la sfârșit să spun să îndemn toată populația să știe bine că pe 8 martie s-a început un război ascuns, tăcit, biologic. Acea armă biologică, acest COVID a fost furat, practic, de... Nu, furat, a fost scos de FSB rusesc, de laborator care a fost incendiat. Apoi a fost încercat în Nuremberg. Acolo au murit foarte mulți oameni, chiar și copii. Asta a fost în luna noiembrie, începutul lunii noiembrie. În septembrie au ars laboratoria. Apoi, în sfârșitul noiembrie, când au fost exerciții militare între China și Rusia, în acea regiune a Chinei, unde au fost murit, acolo au fost, atunci acolo special îmi pare că a fost. Până la urmă să vedem cum a fost dat acel coronavirus asupra musulmanilor care trăiesc în China. Apoi, pe o parte, să știe că avioanele rusești traversau toate teritoriile cu scop să verifice dacă nu se pregătesc de războaie, etc. Și nu exclud că prin acele avioane au fost răspândit în toată lumea, practic, acel virus. Sau prin agenții FSB, prin locale, știu, prin supermarketuri, ca acum în Italia cu Spania, partida de fotbal, au fost mălipsiți foarte mult și știm ce pandemie mare, o epidemie foarte puternică acolo a fost. Deci, îndemn, păziți-vă, războiul mare, care se spune de mulți ani, este început, apărarea, protejarea, ascunderea corpului uman de posibilă molipsire de acest COVID. Nu excludem că în toamnă va reporni din nou atacurile cu acest virus sau și cu alți virus. Este Biden, dacă va folosi încă și buba neagră, așa numit un virus, sibirska iazva limba rusă, aceea este încă mai periculoasă, fiindcă se lecuiește foarte greu sau practic câteodată și imposibil, și copii și animale mor din urma la acel virus. Deci păziți-vă. Dacă spun medicii, dacă spun, este o alarmă de un nou atac, de un nou astea, nu glumiți cu viața voastră, fiindcă medicii mor alături, nu vor avea cine să vă salveze, pur și simplu vom dispărea ca omenire de pe globul pământesc. Asta și-am vrut să spun. Domnilor, deci urmăriți emisiunea live de la Strasbourg, Neodace TV. Eu sunt moderatorul Gheorghe Bobeică și astăzi îi avem ca oaspeți pe jurnalistul și activistul civic Oleg Brega și activistul civic Ion Guzun. Am discutat astăzi despre ocupația sovietică a Basarabiei și Bucovinei de Nord. Astăzi, 28 iunie, se împlinesc 80 de ani de la acest act
barbar din partea fostei Uniunii Sovietice. Mai avem vreo 20 de minute de discuție. Vreau să facem niște totalizări la privitor la ce am discutat astăzi. Domnul Oleg Brega, cum am spus, suntem la final. Ce ne puteți spune? Vreau întâi să observ cât de naiv e să crezi că FSB-ul se ocupă să împrăștie COVID din avion și avionul să rămână neobservat, iar COVID-ul ăsta să nu înghețe la înălțimea avionului care rămâne neobservat. Sper că știe domnul Ion ce temperatură e în afara avionului, nu în interior. E la fel de naiv ca și fapta primarului de aici, din sectorul 6 București, unde locuiesc eu, care a numit niște elicoptere pe care le-a filmat cu drona, cum el împrăștie peroxid de oxid de hidrogen sau ceva, cum îi zice, niște fleacuri ci că să dezinfecteze din elicopter tot sectorul 6. O idioțenie ideologică, propagandistică, numai ca să arate bine pe Facebook și la televizor, pe care s-au cheltuit milioane de lei și care n-au avut niciun efect asupra opririi coronavirusului. Sau altă tâmpenie făcută în sectorul 5, alt primar tot PSD-ist, acela a năimit muncitori angajați la sector acolo și dădea cu spray pe stradă și mergeau, cum au văzut în filme chinezești, cam 100 de oameni cu spray din ăla și se dădeau unii pe alții și mai era și o mașină care sufla aerozol de cealaltă peste ei. Ce dădeau ei acolo? Ce dezinfectau? Că după ei trece unul bolnav, strănută sau tușește și imediat toate suprafețele se infectate. Și dacă ai pus mâna și te-ai mai scăubit după aceea la nas, gata, ai luat. Degeaba a trecut toată șleahta ce e filmată și din dronă și din Steadicam pentru reclama ta, că tot una COVID-ul se răspândește. Deci, haideți, vă rog, să nu fim naivi, să ne amintim ce ne-au învățat la școală sau, cum a zis și domnul Ion Guzun, să avem încredere ce ne spun medicii, pentru că ei s-ar putea să fie primii implicați în problema asta și să înțeleagă cel mai bine ce se întâmplă. Cât despre relația cu Rusia, mi-amintesc un incident la Nistru, pe podul de la Vadului Vodă, de acum 7-8 ani, în a doua zi a anului nou, moldoveanul Pisari, da? Vadim Pisari. Pisari, moldoveanul Pisari, a fost împușcat din Kalashnikov de rusul Cojocari. Care-i moldoveanul, care-i rusul? S-au împușcat între ei doi moldoveni, unul pentru că trăiește în Moldova, dar altul pentru că era mercenar în armata rusească și era un fel de voluntar pacificator acolo. Deci iată ce facem când nu ne folosim mintea, creierul și pierdem rațiunea. Ne omorâm între noi, ca tâmpiții, ca proștii. Și acum moldoveanul Cojocari e fugar prin Rusia ca să nu răspundă în fața legii, iar moldoveanul Pisari e mort și putrezește, dacă nu a putrezit deja de tot în 8 ani. Cam asta ne-i situația, trebuie să ne luăm soarta în mâini și să învățăm din istorie ca să nu o repetăm. Da, bine spus, istoria nu trebuie de repetat, mai ales acele puncte negative din istorie, cum a fost cedată Basarabia fără un foc de armă și alte lucruri negative care s-au întâmplat de-a lungul anilor. Deci, domnule Ion, vă rog, pe scurt, faceți o finalizare a gândurilor dumneavoastră la sfârșitul emisiunii. Vreau întâi o remarcă, domnule Oleg. Domnule Oleg, virusul la temperatură joasă e în umor. Și la orice înălțime îi dai, dacă îi dai pe nouri, ei ajung, bine mersi, la pământ. Dar avion de cercetare rus au trecut deasupra locului unde se odihnea domnul Trump. Asta a fost înainte de Trump, a interzis de a ieși din înțelegerea unde se permite ca avioanele Statele Unite, a NATO, să meargă asupra chiar și a Rusiei, ca să urmărească tehnica militară și să duci și rușii, zborau și deasupra inclusiv toate țările Europa, inclusiv și Statele Unite, de cercetare, că ei înainte anunța dacă vom merge
să vă zboroace avion, iată, ora de la până, și a zburat la o înălțime foarte, foarte joasă. Noi nu știm cum să răspândesc această armă biologică. Dar eu țin minte când am fost în rândurile armatei, nouă ne povesteam, am avut lecții speciale de diferite feluri de atac, inclusiv și acest biologic. Bun, cu încheiere... Vă mulțumim, domnule Guzun, foarte bine spus, într-adevăr trebuie să luptăm cu toții cu această pandemie, coronavirusul, dar vă spun, eu sunt în Franța și urmăresc cu mare atenție tot ce scrie presa franceză și cea internațională și mi-a rămas așa în memorie o emisiune la televiziunea franceză, unde cred că voi în Moldova nu prea ați auzit de așa fapte și cred că sunt veridice, de unde s-a pornit acest coronavirus. În China, în provincia asta, Yuan, este laboratorul numărul 4, unde se duceau de mulți ani cercetări privitor la hepatită, adică se căta niște vaccine împotriva hepatitei. Și iată, de acolo și s-a pornit toată povestea aceasta. Și să vedeți, se pune următoarea întrebare, dar cum s-a răspândit așa de vertiginos în toată lumea, că putea să se molipsească cetățenii din țara alăturate, să zicem, eu știu, India, Vietnam și așa mai departe. Dar adevărul este altul. Oficial se spune că pandemia aceasta a început pe data de 17 noiembrie. Nu este adevărat, la sfârșitul octombrie, în această provincie, Yuan, a avut loc o spartachiadă sportivă a militarilor din toate țările lumii. Numai din Franța au participat 300 de soldați sportivi. Și iată, ei au revenit în țările lor și iată cu încetul s-a răspândit această pandemie, fiindcă noi nu putem să răspundem cum a ajuns acest coronavirus pe purtătorul de elicoptere Charles de Gaulle din Franța, unde la început erau 60 de soldați infectați, iar apoi a ajuns până la 1000 și ceva de oameni infectați și acest portavion a fost nevoit să stea în rade undeva în Marsilia o lună și ceva în carantină. Iată, sunt multe întrebări așa care noi le punem și nu știm adevărul. Mai mult ca atât, în presă s-au povestit niște cazuri groaznice unde animalele care erau supuse cercetărilor în acest laborator numărul 4, pe deascuns, nu știu cum, clandestin, mai apoi erau vândute în piețele din China. Eu cred că sunt niște informații, eu aș zice, pozitive, nu pozitive, dar corecte și realiste, căci sunt difuzate de o televiziune de stat de aici, din Franța. Nu zadar a fost o polemică foarte dură între ambasadorul Chinei la Paris cu conducerea guvernului francez. Pun pariu că televiziunea aceea... Pun pariu că jurnaliștii cei au prezentat asta ca versiune și nici de cum ca adevăr în ultimă instanță. O altă versiune e că s-au luat de la animale sălbatice pentru că cel mai des virus îi mutează. Cel mai des virus se mută de la o specie la alta. De ce credeți că se împotrivesc gripei aviare, febrei porcine, sindromului vacii nebune și tot așa? Pentru că e risc să treacă la oameni, pentru că sunt animale de... Dar cum s-a răspândit? Problema, cum a apărut, noi știm, dar cum a fost răspândită? Ia uitați, în Brazilia... Se răspândește de la om la om, din interacțiune, din salivă, nu? Din lichizi, din fluizii, gurii, ai ochilor, din lacrimi, din spermă, din pișat și în fecale s-a găsit, în resturi fecale s-a găsit ăsta. Deci dacă se pișă, se cacă, în gange, în... în râurile cele ale lor, se duce din alt râu, alții beau. Știți că Chișinău consumă apă din Nistru. Dar Soroca, Rezina și toate orașele cele în sus, toate excrementele le varsă în Nistru. Uite așa se poate răspunde. În luna noiembrie, anul trecut, Oleg, a fost reținut un chinez. El este laborant virusolog în Statele Unite cu
pe probiet, cu, nu probiet, dar cu închise, probiet închise, cu substanțe care au fost date laborator și a fost de acest coronavirus. Și el a venit să predea Statele Unite și a spus că el nu vrea moarte pe loc. Statele Unite au început să gătească documentele, să dea China în judecată. China, când a aflat de lucrul ăsta, ei arată spre Rusia. Așa că sunt multe canale propagandiste, dar mai luați și vedeți și vorbesc anume polițieni, mai ales din Statele Unite, care sunt mai aproape din jurul lui Biden. Acești oameni niciodată nu vor vorbi minciuni. Ei spun realitatea. Da. Deci, la încheiere, vreau să spun că însuși și Oficiul Mondial al Sănătății a dat o îmbară că n-a prea fost activ, adică n-a recepționat toate informații aceasta din China și chiar a făcut o cârdășie cu guvernul chinez și a ascuns adevărul pur pritor la pandemia cea care se desfășura. Deci mai avem câteva minute. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această discuție din această seară. Doamnelor, domnilor, am discutat astăzi despre 28 iunie, despre 80 de ani de la ocupația sovietică a Basarabiei și a Bucovinei de Nord. Desigur, nu am putut să nu discutăm despre situația actuală, despre relația dintre Republica Moldova și România, despre situația pandemică din Republica Moldova. Eu sunt la Strasbourg, sunt jurnalistul Gheorghe Bobeică, vă îndemn pe toți, păstrați, vă rog, condițiile carantinei. Nu a mai rămas mult. Noi francezii, pe data de 10 iulie, deja vom lepăda și măștile și după 10 iulie viața va reveni la normal. Cetățenilor din Republica Moldova le doresc tuturor sănătate. Sperăm că a doilea val, care toată lumea este speriată că va veni, nu va veni niciodată, că guvernele lumii, deja știind ce probleme au avut cu combaterea acestui coronavirus în prima fază, să zicem, nu o să repete acele greșeli și nu se va aduce lipsă de măști, de celelalte chestii privitor la respirație, viziere chiar pentru oameni. Și faptul că Franța, deja am văzut ieri, sunt numai 80 de infectați în ultima vreme, când erau pe zi 10.000, totuși s-a făcut un lucru mare. Cu toate acestea, sunt organizații obștești care vor să dea guvernul francez în judecată, fiindcă n-a acționat prompt în primele etape ale desfășurării acestei pandemii. Cred că și Republica Moldova, guvernul a făcut ce a putut, cu toate că a putut să facă mai multe și păcat că Republica Moldova este un guvern care toată lumea îl critică și într-adevăr merită această critică. Guvernul Chicu trebuia să acționeze mult mai prompt, trebuia să ia exemple de la alte țări cum a activat. Deci, tuturor vă doresc sănătate, să ne vedem sănătoși și în alte live-uri de aici, de la Strasbourg. Am fost eu, jurnalistul Gheorghe Bobeică, vă zic la revedere, o seară plăcută! Noapte bună! Noapte bună!